fare spazio de Nevo fino in centro, vinge către Florea, este lovitura liberă. Ultima schimbare la CS Otopeni, se pregătește să intre Marius Cocârlă, puște foarte talentat, doar 16 ani. Marius Cocârlă. Iese Dobrescu. Da, curajoasă să spunem decizia lui Ion Viorel, într-un meci cu asemenea miză. A aruncat în luptă, iată, un jucător de doar 16 ani. Și mai sunt 25 de minute cu prelungitul. Lovitură liberă, Enache Câjiu execută. Centrarea lui Câjiu este pericol, reușesc cei de la Otopeni să degajeze. Victoria la sport de tenis cu sportul strânsesc 6-0. Dragu a intrat în partea secundă, a marcat și el două goluri de atunci, Sin și Nan. De asemenea, pe lista marcatorilor sportul studențesc. Vinse la scor în toate etapele. După ce a trimis juniorii pe teren 4-2, asta este într-adevăr un gol foarte bun. Minutul 77, spectator Cristi Stoicescu la această execuție a lui Pană. Superb acest șut din marginea careului. Iată că CS Otopeni reface diferența, a condus și la 3 goluri, a condus și cu 3-0, Delta a apărut că revine în acest meci. Sorin Pană cu un șut foarte frumos. Este un șut cu piciorul drept, Pană fiind un fotbalist de picior stâng, mult important. Puțini jucători care trag la fel de bine, un șut foarte, foarte frumos. Cred că este golul meciului. Se iasă acum golul de definitiv din cărțile pământului. Vorbeam și în prima repriză. Foarte, foarte multe schimbări de antrenori în Liga 2 și am văzut multe la echipe care mergeau cât de cât